Sevilla încearcă în această seară să ajungă din nou în finala Europa League. Semifinala Sevilla Juventus este la ora 22 în direct la Pro Arena. Meciul va fi comentat de colegul meu Andrei Grecu, invitat acum în studio. Bună dimineața Andrei, bine ai venit! Bună dimineața Corina! Sevilla este specialistă în trofeul Europa League, are șase, iată că este foarte aproape de al șaptelea. Ce crezi, va fi ușor cu Juventus? În turn a fost un meci ușor, a fost un final nebun. Da, în tur Sevilla a condus tot meciul la Torino, eventul s-a egalat la final, dar nu avem o favorită în seara asta la această partidă. Sevilla pe teren propriu este o echipă extraordinară, am văzut-o în sferturi cu Manchester United, a câștigat cu 3 la 0, ține minte și ce atmosferă au făcut fanii de pe Pramo Sanchez Pisoan și românii știu foarte bine acest stadion, performanța de la Sevilla din 1986 rămâne și probabil o să fie unică pentru, pentru totdeauna. E o partidă foarte interesantă pentru că Juventus și Sevilla cumva și joacă viitorul. Știm foarte bine cine câștigă trofeul Europa League va juca direct în Champions League. Sevilla nu are nicio șansă din campionat, a avut un sezon catastrofal și e cumva aproape la retrogradare. Acolo a scăpat de câteva etape de emoții. Pentru Juventus e mai bine acum pentru că și-a recuperat cele 15 puncte pierdute în campionat, dar nu sunt siguri că le vor păstra până în ultima etapă. Mourinho este omul trofeu, a câștigat Champions League, a câștigat Europa League, a câștigat anul trecut Conference League. Ce șanse crezi că are anul acesta? A Mourinho părea că s-a terminat cumva cariera la nivel înalt după ce nici ultima perioadă de la Chelsea, nici ce a făcut la United nu au fost neapărat pe măsura așteptărilor. Ei bine, s-a dus la Roma în primul sezon, a luat primul trofeu european din istoria romanilor, a fost ceva extraordinar. Vedem acum este din nou în semifinale, acolo unde îl întâlnește pe Cea Alonso, fostul său coleg, fostul său uh, jucător de fapt de la Real Madrid, a ajuns acum antrenor al într Întura a fost 1-0 pentru Mourinho, pentru Roma dar nu e jucată calificarea pentru că Ceabi Alonso a făcut minuni acolo la, la, Leverkusen și lucrurile merg foarte bine pentru el. Iar pe Mourinho îl știm, el nu joacă finale, el câștigă finale. Spuneai și tu, a câștigat Europa League și Champions League. Acum 20 de ani face asta cu Porto și vedem 20 de ani mai târziu poate din nou să reușească o dublă istorică pentru el și pentru Ase Roma să joace două finale europene în doi ani consecutivi. Finala Europa League va fi pe 31 mai, nu așa, tot la, la Pro Arena și să ne amintim că Muriniu a câștigat finala Champions League și cu românul nostru cu, cu Kivu. Mai avem un meci foarte important astăzi, toate meciurile vor fi pe Pro Arena și pe Voio și vreau să vorbim despre echipele englezești. Manchester City a măturat cu Real Madrid aseară în ligă uh, și avem încă o echipă englezească foarte aproape de o finală europeană, coșmarul lui FCSV, West Ham. Ce crezi? Va câștiga Conference League? West Ham e favorita, pentru că vine din cel mai puternic campionat din lume, este cea mai bogată echipă din competiție. Am văzut-o și la București, în grupele Conference League, a jucat cu FCSB. Ne-am descurcat mai bine la Londra, am pierdut 3 la 1 greu pe final acolo, după care aici la București au venit cu echipa a treia, cei de la West Ham, și ne-au arătat cam cât de mare e diferența între noi și ei. West Ham e favorita, a câștigat greu un tur, meciul cu Alkmaar, dar nu e decis. Spuneai și de City, noi vom vedea pe City pe Pro Arena în poate cel mai tare meci al lor de până la finala Champions League, finala Cupei Angliei cu Manchester United, va fi pe 3 iunie pe, pe Pro Arena și pe Voio. West Ham favorită din cealaltă semifinală, pori bază lor, Fiorentina. Evident, cu toții, probabil cei neutri, ne-am dorit o finală. West Ham Fiorentina e cumva un fel de cap de afiș, însă italienii s-au încurcat acasă în meciul tur și nu prea mai sunt favoriți, Însă West Ham este cumva prima echipă cu prima șansă. Cu prima în această șansă. Finală. Îți mulțumesc mult de tot, Andrei. Așadar, bucurați-vă de fotbal. Meciurile vor fi pe Pro Arena și pe voi Voyodiceară de la ora 22, Rămâneți cu știrile Pro TV, deocamdată publicitate.